Prin realizarea lucrărilor prevăzute în contract, va fi rezolvată calitatea apei în trei comunități locale, cartierul Firiza, Baia Sprie și Cafnic. Cartierul Bămărani este deficitar la infrastructura de apă și apă uzată, iar în cadrul proiectului va fi realizată o captare nouă și se va construi o nouă stație de tratare a apei potabile. O altă stație cu aceleași componente va fi realizată și la Baia Sprie. În Baia Mare este vorba de o stație în zona Blidar, care va trata apa în zona Firiza. Este o lucrare în valoare de 2.900.000 de euro fără TVA. Are trei componente: captarea nouă și stație de tratare apă potabilă în Firiza, respectiv Blidar. Apoi a doua componentă, stație de tratare apă potabilă în Baia Sprie. Și a treia componentă, reabilitarea stațiilor de tratare apă potabilă în Cafnic. Prin realizarea lucrărilor pe care le-am gândit în cadrul acestui contract, rezolvăm calitatea apei în trei comunități locale. Mă refer la cartierul Firiza, care face parte din unitatea administrativ teritorială municipiului Baia Mare, de orașul Cafnic și de orașul Baia Sprie. Este un nou contract de lucrări din cadrul proiectului cu finanțare europeană de reabilitare și extinderea infrastructurii de apă și apă uzată, așteptat îndelung de comunitate. Comunitatea noastră așteaptă de foarte mult vreme această investiție. Sperăm să se termine această lucrare cât mai repede. Oamenii din Cafnic aveau nevoie de apă curată, apă potabilă, aveau nevoie de canalizare, de stație de curare modernă și stație de tratare a. Contractul face parte din proiectul Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată din Maramureș.